Decembrie este fără doar și poate luna bucuriei și a sărbătorilor. Totodată este și o perioadă extrem de încărcată în care stresul și agitația datorate pregătirilor pentru Crăciun și celor pentru anul nou poate să vă dea mari bătăi de cap. Situația nu este însă una fără ieșire. Iată cum să te organizezi eficient pentru a te bucura de o atmosferă calmă și plăcută în timpul sărbătorilor de iarnă. Planificarea anticipată este esențială pentru a naviga cu succes printre provocările lunii decembrie. Aceasta te ajută să te organizezi mai bine și te eliberează de presiunea și stresul asociate cu pregătirile de ultimul moment. Pentru a-ți eficientiza planificarea, folosește instrumente precum agende, aplicații de planificare sau calendare. Acestea îți permit să vizualizezi clar toate sarcinile și să aloși timp pentru fiecare activitate. Poți folosi un calendar digital pentru a seta memento pentru cele mai importante sarcini. Identifică activitățile cele mai importante sau care necesită mai mult timp și începe cu acelea. Dacă trebuie să comanzi cadouri personalizate, acest lucru ar trebui făcut mai devreme pentru a evita întârzierile de livrare. Nu uita că nu trebuie să faci totul singur. Deleagă sarcinile unde este posibil, implicând familia sau prietenii. Copiii pot ajuta la decorarea casei sau la ambalarea cadourilor. Pentru partea de gătit este util să planifici meniurile pentru fiecare zi importantă. Acest lucru te va ajuta să faci cumpărăturile mai eficient și să eviți risipa Alimentară. Stabilirea unui buget clar pentru sărbători este un pas esențial pentru a evita presiunile financiare și pentru a te putea bucura de o perioadă liniștită și echilibrată. Înainte de a stabili bugetul, este important să evaluezi veniturile tale reale disponibile pentru sărbători. Împarte bugetul în categorii specifice, cadouri, alimente, decorațiuni, evenimente și cheltuieli neașteptate. Este întotdeauna prudența, ai o mică rezervă pentru cheltuielile neprevăzute. Profită de ofertele speciale de sărbători și compară prețurile în înainte de a face cumpărături. Acest lucru te poate ajuta să economisești semnificativ. Începe cu o listă detaliată a tuturor lucrurilor de care ai nevoie. O listă bine organizată te va ajuta să te concentrezi pe ceea ce este esențial. Dacă ales să mergi la cumpărături în magazine fizice, planifică-ți ruta în așa fel încât să vizitezi mai multe locuri într-o singură ieșire. Vei economisi timp și vei reduce numărul de deplasări. Relatează realitatea.net.